Bună seara, bine ai venit, să rămână. Bine v-am găsit. Mamă, sentimentul de abandon. Ce zici? Am auzit din spate, sentimentul de abandon. Sentimentul de abandon. E foarte bine, mă înțeleg foarte bine cu mama soacră. Dar tu ai scris piesa asta cu mama soacră înainte de a avea o soacră? Nu, am scris-o înainte să mă căsătoresc cu Cătă. A, deci acum 2 ani jumate. Tu ai scris-o cu gândul la mama lui Cu gândul Cătălin, la mama lui Cătă și la gândul, nu știu, la gândul la situație, gen. Uh-huh. M-am gândit la toate femeile care urmează să se căsătorească și care sunt în situația mea. Și cumva e un fel de scrisoare. Și am cântat-o la pian după ce am compus-o mamei soacră și a plăcut foarte mult. A, deci a fost una dintre... primele persoane care au auzit piesa. Da, Cătă a fost primul și apoi și mama lui. Și a plăcut foarte tare. Păi, de ce? Că e chiar o piesă. Este o piesă pozitivă, în care zic lucruri pozitive și așa de suflet. Am scris-o din tot sufletul. Ai cumva, ai spălat imaginea... Eu cred că soacra are o imagine mult mai proastă decât relația reală dintre, nu știu, gineri și soacre, nurori și soacre. În realitate, cred că lumea se înțelege mult mai bine cu soacrele decât sunt na, știi cum toate poveștile astea. Se spune despre soacre, mereu la mine nu e cazul, deși e normal că în fiecare familie există discuții, există chiar certuri la un moment dat, dar e important să treci peste și să... Dar a încercat vreodată să își impună părerea sau n-a fost de acord? Cu... Da, normal. Da, oricum noi suntem aceeași zodie. Ne tu asemănă... cu soacre, da, ea este pe 10 martie, eu pe 3 martie. Aha. Și avem cam același comportament. Amândouă vorbim mult, ne aprindem repede și au mai ieșit scânteie, normal. Dar acum ne înțelegem foarte bine și asta e cel mai important. Și când au ieșit scântei, de la ce au ieșit? După ce a apărut copilul sau... Chestii minore, adică dacă stau acum să mă gândesc, să-mi amintesc, o să râd. Sincer, da, da. Adică nu e nimic grav, n-a fost niciodată nimic grav. Și că mie mi se pare că lumea s-ar înțelege mult mai bine, om cu om. Neapărat noră cu soacră. Dacă te-ai pune în pielea celuilalt, adică dacă avea un pic de empatie, bă, ia să mă pun eu, mama Ada, în locul soacrei mele, da? Păi uite ce am și eu întâmplat. Un copil. Cum o să reacționez eu când noră mea o să-mi facă ce-i fac eu? Sau... Uite ce mi s-a întâmplat odată. Am primit, eram la un concert și am primit o poză cu Alex când pupa o fetiță pe gură, la 2 ani. Și mi s-a părut foarte ciudat, zic, mamă, deja are gagică. Da. Deci ai fost și tu un pic? Un pic, da. Soacră. 2% am fost soacră. Și cred că ai înțeles-o și pe mama. Da, pot să zic că de când soacră am devenit mamă, clar o înțeleg. Dar cum îi spui? Încă nu îi zic nici cum, sincer, pentru că nu știu cum să-i spun. Uneori îmi vine să o tutuiesc, dar îi vorbesc cu dumneavoastră de cel mai multe ori. Cu dumneavoastră, nu? Da. Și eu cred că e cea mai bună variantă. Nici eu da. Nu am... Nu pot să o tutuiesc. Chiar dacă vorbim foarte multe lucruri, suntem apropiate, uneori îi spun și când am o problemă, vorbesc cu ea, dar nu pot să o tutuiesc. Știu că încă, sunt unii care le spun soacrilor mamă sau socrilor tată, știi? Mi se pare un pic... Adică cred că mama și tata trebuie să fie ăia, ai tăi. Da, și unici. Cătă la fel vorbește cu părinții mei, nu-i tutuiește. Probabil da, că o să mai le vorbești cu dumneavoastră, ani. Dar nici soacră nu îi spui, adică mamă soacră sau soacră. Mi se pare ciudat să zic mamă soacră, nu știu, e pe vechi așa, nu știu. O să vezi când crește copilul mai mare, atunci când vorbești cu socrii, vorbești cu apelativul cu care îi strigă copiii. Da, bui, sau, bunii, și mami spune Alex. Bitu, bita, în cazul nostru. Și atunci... Așa le spui și tu și e toată lumea fericită. Da, exact. Da. E o chestie de diplomație să ții o relație bună, pentru că până la urmă tu ți l-ai ales pe el, nu ți-ai ales-o pe soacră. Exact. Așa se spune, tu ți alegi. Dar nu trebuie să ai o relație soțul, soția și părinții vin la părinții și socrii, vin la pachet. Și crede-mă, sunt unii care nu sunt la fel de norocoși ca noi să aibă socrii fain. Da, și vreau să-i mulțumesc oricum foarte mult că stă lângă Alex și se ocupă foarte bine de el. Ea este bona oficială a copilului. Da? Da. Dar după ce a apărut piesa, când n-or mai fi sunat rudele... Chiar nu știu dacă a sunat-o cineva să-i spună. Crezi? Că o să o întreb. Uite, ajung. Că se uită sigur la emisiune. A făcut și... noră ta piesă despre tine. Cum o cheamă? Dar zic de bine, Stella. Stella, a făcut noră ta piesă despre tine, mă nebunești. Dar zic de bine în piesă. Foarte adică de bine, chiar păi nu... da. N-am zis nimic
de rău și nici n-aș avea ce să zic. Pentru că toate discuțiile care sunt în toate familiile pornesc de la lucruri minore, mă rog, majoritate, 90%, și e vorba de orgoliu până la urmă. Și în momentul în care apare un copil, nu mai contează lucrurile alea mărunte. Trebuie să fie armonie în familie, pentru că toți îl iubim pe Alex. Și atunci trebuie să ne înțelegem ca să-i fie lui bine. Exact, da. Doar că binele unora e un pic mai bine decât binele altora, știi? Și de aici încep certurile. Da. Cătălin, cum se înțelege cu ai tăi? Foarte bine. Foarte, foarte bine. Și ai mei sunt foarte de gașcă. Cătălin și un pic foarte mai... des în București, noi mergem destul de des, suntem foarte apropiați. Cătălin e și un pic mai... nu tăcut, taciturn așa, adică nu e genul care da, să... Da, dar nu e foarte vorbăreț. Așa e el, nu știu. Bine, depinde, are momente când vorbește foarte mult, momente serios? Când nu prea vorbește, așa sunt și eu, nu știu. Nici tu nu par, de exemplu, o fată vorbăreață. Dar ești, în realitate. Așa, momente și momente. Da, depinde de starea mea, depinde de, nu știu, de situație, habar n-am. Dar de foarte multe ori îmi place să ascult și să vorbesc doar când e cazul să vorbesc. Îmi place așa să testez terenul înainte și să vorbesc după aia, să nu mă arunc așa. Alex e bine, da? E foarte, foarte bine, face 2 ani pe 22. Și muzical, povestea de cum merge mai departe? Uite, chiar acum, înainte să vin la emisiune, am terminat o piesă și am plâns puțin ca să nu-mi stric machiajul. E foarte mișto piesa, abia aștept să o lansez. Tu plângi când... ai plâns când ai făcut-o? Da, eu... Sau când ai ascultat cam final? La toate piesele mele care au fost hit am plâns când le-am compus. Uh-huh. Cred că ăsta e semnul pe care da, plângi îl pentru... primesc. Plâng de emoție, îmi dă piesa emoție pentru în momentul munca... în care o cânt. Pentru ce a ieșit, nu? Da, normal, mă bucur că a ieșit bine și mă gândesc că dacă pe mine m-a... Normal, e un pic, sunt un pic subiectivă, dar mă gândesc că dacă m-a atins pe mine foarte tare și mă face să plâng, o să simtă și oamenii emoția. E foarte important și când tragi vocile în studio, trebuie să ai o anumită stare, pentru că tu, prin vocea ta, transmiți o anumită stare oamenilor. Și dacă ai o zi proastă și tragi vocile pe o anumită piesă... Serios? Poate... Așa e, da? Eu așa gândesc, nu știu, adică... Trebuie să fii foarte zen când toată energia tragi vocile, pentru acolo. Că oamenii când ascultă vocea pe piesă, primesc energia pe care ai avut-o tu când ai tras vocile. Frumos spus. Da. Dacă sunt rude ale soacrei Aldei, care se uită la noi, sunați-o pe doamna Stella. Stella, dă pe Raida Buni să asculți piesa și despre tine, că nu e vorba doar despre soacra de aici. Pentru Organizația Universală a Soacrelor se cântă Mama Soacră imediat după pauză.